Hei, noi suntem 2-0, eu sunt Jank, el e Weed. Sunt destul de ofticat. Ce faci, Weed? Bine, tu? Ești ofticat? Da, sunt ofticat. Nu facem chiar așa bine, am mințit. Pentru că am filmat un sfert de oră și am pierdut tot când am ajuns la boss. Am reușit să ajungem la boss, era oribil, apropo, o să vedeți imediat. Că știu ce să fac acum. Și dintr-o dată m-am speriat și... Tata mare, am pierdut tot. Nici nu pot să explic. S-a întâmplat ceva în programul de captură. A venit boss-ul în programul de captură și ți-a dat toate tale pe jos și a băgat mâinile alea mari, știi? Ai dat spoiler că are mâini mari. Îi sperii din... E, da, pentru că... Oricum cred că toată lumea știe că boss-ul are mâini mari. Da, așa, e și în thumbnail. Și... Doi... Și 2, 3. Ia uite și bolan. A, apropo. Am mai trecut prin asta, știi? Aha. Uite aici murim de foame și nu știu ce. Am uitat să vă zicem ceva. E 8 martie acum când filmăm. La mulți ani. Da, la mulți ani e Jang. Și la mulți ani Weed. Și la mulți ani tuturor femeilor. Jang, Weed. Eu nu accept. Ia uite. Oh my god. Moare de foame. Am mai fost pe aici. Știu ce, exact ce trebuie să fac. Și acum știu sigur că trebuie să cad din nou în aceeași capcană. Și mă enervează că trebuie să o fac știind că cad în capcană. Fă-o. E o bucată de carne într-o cușcă și mă duc să o mănânc și el mă prinde, știi? Mm-hmm. Dar na, trebuie să intru ca să pot să înaintez în joc. Dar acum știind, n-aș intra. Dar trebuie să faci niște sacrificii. Asta e. Ia uite, și o mănâncă și șobolanul. Mamă, ce dubios! Auzi copiii aia care cântă pe fundal? Nu, chiar nu am sunet și am... Este, mai tău. Acum da. Ia uite, mănânc ca să nu mor. Copii care fac TikTok-uri, morți. Ia uite, fiți pregătiți! Oh my god, ce urât! Mâna lui tataie! De la Biogi Mafia. Ți minte în primele episoade erau niște picioare lungi. Crezi că au legătură cu mâinile lui lungi? Ia uite, ia uite. Uite cum fură fetițe. Crezi că e același bot și într-o ipostază are ba mâini lungi, ba picioare lungi? Nu știu, dar în primele episoade e o pereche de picioare care sunt spânzurate. Nu vezi ce e sus. Acum trebuie să ies din cușca asta. Da, e super dubios ce are el aici. E o ușă deschisă. Nu e dubios, și tu dacă ai fi în locul lui ai fi făcut la fel. El ne mănâncă ca să supraviețuiască, nu altceva, nu? A, uite, poți să salvezi aici. E bun. A, ce bine. Dacă nu mă întorceam, nu vedeam chestia asta. Deci, a, da. E chestia asta pe care trebuie să o s-o trag urcându-mă pe cușca asta. Scuză-mă, fetiță dinăuntru. Te-aș salva dacă aș putea, dar trebuie să-mi salvez întâi iopielea. Și după aia să te salvez pe tine, știi? Fetița mistuitoare. Da, eu sper că ăsta e tot un vis și se trezește și totul e bine și nu există copiii ăștia care suferă. Hai să dau un spoiler, nu e un vis. Și fiți atenți, aici Weed m-a ajutat data trecută, dar voi n-ați văzut că am pierdut filmarea. Mi-a zis să mă bălângân, că m-am învârtit prin cameră destul de mult până să-mi dau seama. Și de-aia Weed este super deștept și trebuie să îl încurajăm să fie toți la el. Și să ne închinăm toți la el, da? Și să-i dăm inimi în chat. Comentați cu inimi ca să susținem pe Weed. Woohoo! A! Prost. Da, trecută m-a strivit ușa. La prima încercare. Un pic fail atât. Atâta tot. Un mic fail nu strică nimănui, știi? E bine să failezi. Da. Dacă nu failezi, nu înveți. Dacă nu failezi, nu înaintezi. În viață e o regulă, știi? Și destul de adevărat, eu am inventat-o acum. Jang Fucius. E universal adevărată. Arab. Adevărat. Când să sărim. Acum? Ihi! Mamă, super rapid. Ne-am mișcat mai bine că data trecută, să știi. Ia să vedem cu ce avem aici de face. E bine că știi ce să faci acum, știi? A, da, stai. Trebuia să mor pe aici. Scuze. Știu exact ce să fac. Uite, aici e casa bossului. Am ajuns la etajul unde e bossul.
Uite, eu, tot eu am dat foc la lumânarea asta, vă, că a rămas aprinsă. Aici am vorbit ceva despre ghilotina aia franceză. Cum că da, au... francezi, baghete. Despre baghete în fund, da. Noi facem doar rezumatul episodului pe care nu l-a văzut nimeni, știi? Da. Și nu dăm niciun context. A, gata. A început. Aici aș face bossul veacu. Fiți atenți. Înaintăm încet. Pentru că aici bossul își face de treabă cu toți copiii aia. Și toate se pare că sunt fetițe. Știi ce cred eu? El înfășoară acolo fetițele alea și devin copii de aia mici cu cap de con. Cum? Băi, eu fug. Nu știu. Care e tehnologia prin care face asta? Mumificare. Asta înseamnă că îi pune la murat. Exact aici am murit de a trecută. Trebuie să stau nemișcat. Lasă-l să-și facă dâmblaua, știi? Cu mine? Nu! Cum să lasă să-și facă dâmblaua cu mine? Cu tine ai zis tu. Oh my god. Lasă să-și facă dâmblaua, că o să plece de acolo. Uite ce nașpa-i stau urechile alea. Deci pielea lui sunt bandajele alea și bandajele sunt pielea? Nu dau seama cum vine. Nu, pielea e aia gri. Și atunci de ce are urechi din bandaje? Arată ca un prepuț, oh, sincer. Oh, doamne, exact. Uite cum își trăznește gâtul. Bă, nu faci așa că poți să faci din ăla, cum se numește, stroke în română. Stalactită. Anevrism din ăla. Atac cerebral, scuze. Ce faci? Ce faci? Bine. Fii atent, cred că de acum nu o să mai putem să... Uite, cred că trebuie să fug acum când se întoarce cu spatele. Hai, urează-mi succes. Hai, mult succes, bagă. S-a apucat de muncă. Hai să merg încet. Ce zici? Fugi. Nu, mergi. Nu trebuie. Ah! M-a simțit. Bagă în gaură. Uite, uite, ah! Uite. Ah! Ce căutai în cealaltă parte? Nu vrei să știi cât de greu e să controlezi copilul ăsta. Fii atent, fug direct spre gaură aia. Nici nu mai bag în cușcă. O singură chestie pe care ai zis-o și n-ai făcut-o, ai zis că-ți bagi controller. Da, așa e, scuze. E doar un vis, 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 e doar un vis. Nu există, nu există. O, nu, vine în continuare! Fugi tu, fugi acolo, eu de mâncare. Ce se întâmplă aici? Nu știu. Fugi tu, fugi în continuare. A, poate să mergă pe aia. Nu știu. Nu știu că își deschide mai ușa. Mai nu știu. Oh, doamne, nu mai vreau, dude. Mai încerc o dată. Am văzut niște chestii înainte să ajung la trapa aia. Cred că era un fel de manetă. O să încerc să trag de ea. Urmărește hârtiile de pe jos. E un tip bun. Urmărește hârtiile, urmărește hârtiile. Mamă, cât de oribile. Am scăpat. Nu te-ai luat, nu te-ai luat. Uite, aici o chestie. Rare. N-am putut! Trebuie să pun asta aici. Fugi! Fugi că te cu mâna. Dar nu vrea să se miște, dude. Sper că rămâne aia acolo, tu ce crezi? Nu cred că rămâne. Hai să vedem. Până acum toate lumânările au rămas aprinse. Aia să nu rămână acolo? Hai că din greșeli învățăm. E doar un vis oricum. Mamă, aproape m-am prins cu mâna, am trecut lângă el. Du-te, mă, de aici. N-a rămas. Oh! O să fie greu, să știi. O să fie un episod din ăla în care mor de 200 de ori la un boss. Da, știu. Și crede-mă, îmi sare inima de fiecare dată când pune mâna pe mine. Cumva, jocul ăsta e făcut așa de bine încât te afectează. N-ai cum să nu fii afectat. Deci eu mor. Mă uit, nu mă afectează. Mor de frică eu. Du-te, mă, pe zi! M-a prins iar. Dar de ce nu te mănânc? Eu vreau să văd cum te mănâncă. Eu nu vreau să văd, lasă-mă. E că mai încerc de vreo 3 ori. Că avem deja 10... Și după aia ce? Avem 10 minute în episod. Suntem deja cu 10 minute fără să facem nimic. Ba da, tot încerci să treci mai departe, cum nu faci nimic. Poți stau aici puțin?
când ne pleacă? Da. Cred că asta e o strategie bună, nu? Stai în, cum se numea, în Among Us. Uh-huh. Mamă, asta e cea mai bună strategie, cred. În vent, mă. Da, exact, sunt în vent. Uite că pleacă. Vezi? Și nu te-a urmărit, acum poți să faci ce vrei. Hai să vedem. Gata, l-am cizuit, cred. O ducem bine. Dar cred că mă aude când fac asta. M-a auzit! Mhm. Fugi! Te-a luat. Ăla ești. Da, și eu am stat mult, mă, până am deschis toată aia, ci că... cred că îmi trebuia puțin doar. Că sunt tu mic. Tu sau caracterul? Păi da, acum o să vezi, o să... Acum reușim, gata. Îmi pare rău dacă voi sunteți experți la joc și cringuiți la ce facem noi aici, dar noi suntem destul de proști la jocuri. Chiar dacă avem un canal de gaming. Stop! Nu, no. Proști la jocul ăsta. Ce s-a întâmplat? Trebuie să am grijă să nu trec de partea cealaltă. Cred că am făcut prin accident data trecută, mi-am văzut chiloții. Cobuline. La mulți ani. Erau inimioare să ai chiloți cu mărțișor. Iar a deschis ușa. Lasă-mă. Tâmpitule. Uite și tu. Dar cred că a fost un glitch ăla de mai devreme. Gata, mă, lasă-mă. Hai că nu mă vede. E ok? Nu ți se pare? Da, a fost un mic... Știi care a fost faza? Am alunecat prea rapid în cameră și dacă intri în cameră, îl deschide de ușa deja. Dacă stau doar un vent... Eu, uite, deja cred că nu mă vede. E ok. Are bandaj pe ochi. Hai că pleacă. Ducă-se. S-a dus în camera aia în cămară, ok. Se numește bossul... Boș. Repuț. Boșimanul. Ah, ce bine, dude, am scăpat! Hai încet. Vezi că n-a rămas aia oricum? Da. Hai repede. Hai că n-avem nevoie de mult. Cum auzim că țipă? Fugim. Atât. Fugi. Atât. Și acum mori. Nu. Gata, m-am scăpat. Cac pe el de boss. Data viitoare 2-0. Opa. Avem 13 minute acum. Te mișcă pe... El merge deasupra ta, nu? Te aruncă cu pantofi. Cred. Deși e plin de pantofi. Uite, poți salvezi de aici. Și putem să data viitoare 2-0 dacă vrei. Suntem safe. Mai ții dacă vrei. Bine, o să mai țin. Dar poate se întâmplă ce s-a întâmplat, știi tu. Aș zice să fim siguri. Din cauza dificultăților tehnice... Oricum, 15 minute episodul e bine, zic. Mai mult da, nu se uită oamenii, știi? Oricum, să nu uitați să vă subscribe, să vă abonați, de fapt. Wow, ce e aici? Acum chiar că trebuie... de pantofi. Data viitoare la 2-0, sigur. Să intrați pe Discord, zi. Și încă o chestie. Ai zis că tu că facem episod până când ajungi la primul boss și după aia gata. Deci... Da, dar o să, boss. O să continuăm să-l batem, nu? Trebuie să-l batem în primul boss. Sau da, noi... Noi acum trebuie să-l batem sau să trecem la următorul? Că nu cred că poți să-i omori pe boss. Habar n-am, nu știu cum e. Treci la următorul, cred, nu știu. Dar e fan, nu? O să mai jucăm. O să mai jucăm, e fan. Mie îmi place. Hai, data viitoare 2-0. Te și sperii. Pa. Hai. Pa.